Eu te-am pus primar, eu te dau jos, dar te pui în dărâd, bă, dar fă ce trebuie. Te pui eu în dărâd. Cineva m-a întrebat ce lipsește Dumbrăvitei și Vlădeniului de vreți să facem referendum local pentru demiterea primarului. Ori, întrebarea mea a fost ce avem noi de fapt, pentru că nu avem nimic. Ne aflăm în centrul comunei Dumbrăvița, în satul Dumbrăvița, la acea lucrare care a fost mult mediatizată în urmă cu 3 ani de zile când a avut loc, de reabilitarea podului care îl cunoaște toată lumea ca podul de la Gică Sabini. După ce a terminat băieții lucrarea la o săptămână, am tot văzut că pleacă. Și i-a zis lui primarul, băi, omule, nu bagă fier beton, era fierul aici. Cumpărat, dar l-au cărat. Tot angajație. După ce nu te mai lua de ei, că pleacă și nu mai vine. Și nu le-am mai zis nimic. Și-au făcut treaba, după ce-au gătat la o săptămână, că jos. A căzut. De la jumătate de aici până în capul ăla, că jos. Nu se poate că într-o comună ca a noastră, care avem nevoie să atragem fonduri, având bani puțini, din bugetul local să se folosească sume de bani în modul ăsta, total defectuos. La noi ăștia de rând nu merge cu ciordeala. Cu ciordeala mai puțin. În primărie merge cu ciordeala. Avem nevoie de mai multă minte, să spunem așa pe românește, în folosirea banului public. Învățământul este la pământ. Infrastructura din instituțiile de învățământ nu a fost schimbată de peste 30-40 de ani. Copiii nu au laboratoare moderne unde să se poată dezvolta. Nu au unde să-și petreacă timpul liber, nu au unde să aibă activități extrașcolare, nu au activități extrașcolare. Din păcate, sunt prea puțini părinții care își permit să ducă copiii în orașele mai mari să poată să învețe și altceva decât ceea ce li se predă la școală. Nu avem parcuri pentru copii și dacă sunt, cum este și cazul din Dumbrăvița, sunt ținute sub cheie. Ca și în alte localități, deoarece noi am fost în mai multe localități să vedem ce au diferit față de noi, primarii care au fost conștiincioși și au atras fonduri europene sau fonduri, tot felul de fonduri nerambursabile și au transformat școlile de învățământ de la sate în niște școli foarte moderne, în instituții de învățământ moderne care, într-adevăr, au pus în centrul lor elevul. Iar la noi, la Dumbrăvița, nu se întâmplă nimic de peste 17 ani. Și este dureros, pentru că dacă vrem să avem un viitor mai bun, trebuie în primul rând să investim în educație, ceea ce la noi nu se întâmplă. Majoritatea proiectelor care sunt începute nu au finalizare. Aici trebuie să fie o bază sportivă. În stânga mea, în față, este un proiect de 80.000 de euro care este început și nefinalizat. S-au dat bani la anumite societăți să înceapă, văd că au lăsat, inclusiv schelele le-au lăsat, montate și nu au mai venit să lucreze. Nu știu de ce primăria dă doar de firme care nu mai pot finaliza lucrările. Probabil și firma asta a intrat în insolvență. Dar cel mai rău pare în Dumbrăvița, că sunt constătean de aici, de tineretul din comună. Îmi pare rău că nu au nicio perspectivă și peste vreo câțiva ani vor fi doar oameni la export. Rugăminte la domnul primar, care dacă chiar îl interesează de satul ăsta Vlădeni, comuna Dumbrăvița, județul Brașov, specificăm și județul, poate a uitat de satul Vlădeni, dar nu cred că a uitat, că mai trece pe aici, are relații. Aș vrea și eu așa, o rugăminte mare la el, dar mare rău de tot. Am avea și noi o nevoie de o creșă pentru copii, să ne duce și noi copiii, să putem merge și noi la lucru, ca tot omul civilizat, că taxe și impozite sunt slavă Domnului, avem ce plăti cât ne ține pământul. Pentru copii trebuie făcut ceva neapărat, un parc, o creșă. Trebuie să ne gândim și la copiii noștri, nu numai la noi acum. Sunt 30 de ani de când în comuna Dumbrăvița nu se reușește rezolvarea problemei cu titlurile de proprietate și cu terenurile. Ar trebui să avem în secolul 21 utilități de secolul 21, să avem toate puse la dispoziție de către primărie. Pentru că în momentul în care un cetățean se află în imposibilitatea sau nu are putința lui
să-și obțină anumite drepturi, primăria ar trebui să-l ajute. Nu se poate să nu rezolvăm problemele cetățenilor care sunt de actualitate. Făcu jaf în pădure și-o bătu jos de oameni, nu numai de mine, de multă lume. Dar până când? Și acum, minte frumos. Deci pe toată lumea minte. Faceți ceva pentru satul ăsta, Vlădeni, din comuna Dumbrăvița? Sau ne batem joc de el?